mai am văzut un câine uriaș, Neața, adică Neața, pe 11, din Barcelona. Am pornit la pas, avem de umblat astăzi foarte mult, fiindcă eu sunt aici cu lucru, la filmat și, bine, cu firma la care lucrez. Trebuie să filmez mâine un eveniment al lui Huawei, dar astăzi trebuie să fac B-roll, gen, și ne plimbăm prin Barcelona. Vreau să merg la Sagrada Familia. Da, când ajungem acolo o să vă povestesc eu mai multe despre... Despre Gaudi? Despre Gaudi, despre Sagrada Familia. Suntem aici până poimâine, eu până poimâine, Cristina până mâine. Iar astăzi trebuie să mergem mai multe locuri din astea renumite, iconice. Parguel, plaja Barceloneta, cred că, Sagrada Familia, mai multe. Am o listă care trebuie să fac niște B-roll pentru niște clipuri. Cu ocazia asta am zis să ne și plimbăm, trecem ziua împreună, vizităm și noi Barcelona, pe banii firme. Așa că astăzi, vlogul de astăzi este din Barcelona, ce facem ziua asta? Dar mie, de exemplu, a fost ieri într-o alimentară și mi se par prețurile mult mai mici decât în Tenerife. Decât în Tenerife, zice ea. Cine știe ce alimentară? Mai știi cum i-a zis? Dia. Da, cine stă în Barcelona poate știe mai bine. Sunt pe la Sagrada Familia, o biserică imensă, foarte celebră, a cărei construcție a început în 1882, adică atunci a fost pusă prima piatră și încă nu este gata. Se poate să fie gata prin 2026, așa este planul. Bineînțeles, puteți să căutați pe net informații, pentru că este foarte interesantă construcția ei. Vă zic aici așa câteva chestii. Inițial a fost proiectul unui alt arhitect, nu a celebrului Antonio Gaudi, dar după un an de neînțelegeri sau așa, Antonio Gaudi a preluat construcția ei. Este construită într-un stil neogotic și art nouveau. Sunt multe de spus despre biserica asta. Este o biserică inspirată din natură. Nu știu dacă știți ceva despre Antonio Gaudi. El este un arhitect spaniol cu origine franceză, care a avut o viață destul de complicată. S-a născut cu reumatism infantil, deci a avut de mic reumatism și din cauza asta n-a putut să se joace afară cu ceilalți copii. Și a stat foarte mult în natură, a admirat foarte mult natura, copacii, plantele, era foarte mare fan a scheletului uman, a tot ce înseamnă forme și textură. Așa că toate construcțiile lui sunt inspirate din natură sau din corpul uman. Așa este și cu biserica asta, cu bazilica asta, care și înăuntru de altfel este o replică a unei păduri și o întâlnire cu Isus. Este interesantă înăuntru, dar din păcate nu ajungem de data asta. Chiar mi-ar plăcea să o vizităm într-o zi. Ați văzut cât de mult știe nevastă mea. Informată, domnule, ea a ajuns de ieri în Barcelona, de ieri dimineață de la 7 sau 8 și s-a mai plimbat, s-a mai informat. De ce suntem aici astăzi? V-am spus, trebuie să filmez eu și să fotografiez mâine un eveniment pentru firmă. Dar de ce este Cristina? Că, în mod normal, numai eu trebuia să fiu.
din cauza că ea a avut sâmbătă o nuntă în Viena și a avut două din aparatele noastre cu ea. Iar mie îmi trebuie mai mult de două aparate cu mine pentru ce trebuie să fac. Și atunci am zis, hai tu la Barcelona, ne vedem aici, stai cu mine astăzi aici și mâine ea zboară către Tenerife. De-aia suntem amândoi împreună astăzi. Și am zis că dacă tot suntem aici și tot trebuie să filmez niște B-roll pentru firmă, cu ocazia asta am zis să vizităm un pic și Barcelona. Cred că este ora 1:30, mai trebuie să ajungem într-un parc și după aceea la plajă. Prețuri, mult mai bune ca în Austria. Un espresso, e băut deja, 1,80€. Lângă Sagrada Familia. Acolo este Sagrada Familia. Deci am dat 7 euro pe 2 espresso, o apă, Chocola Zero. Ceea ce mie mi se pare foarte ok pentru locație și pentru unde ești. Adică este comparabil cu Tenerife. Foarte aglomerat, dar cred că se poate și mai rău. Este iunie și cred că încă n-au început concediile cum trebuie. Cred că în perioada de concedii aici este și mai aglomerat. Transport în comun, autobuze, taxi, trotinete, biciclete, ca peste tot, în orice capitală. Orașul este împărțit, este așa segmentat în blocuri. Poate se vede de pe secvența cu drona. În general ne place feeling-ul ăsta de aici, din Spania. We love it. Și Barcelona. We love feeling-ul așa. Dar parcă prefer totuși la țară, la noi așa, deocamdată prefer la Tenerife, un pic cam aglomerat pentru gusturile noastre, city break-uri, așa e fain să facem și vom face. Uitați ce a slăbit fata asta, nu mai mâncă nimic. Mănânc și eu pentru ea. Bun, mergem mai departe? Da. Vale, plecăm. Noi, să nu o luați la pas pentru că e foarte mare și pierzi o grămadă de timp și urci și nu ne-am gândit prea bine înainte pentru că 2 km. Cum ziceam, pierdem timp. Sau poți să iei un bus din ăla, hop on, hop off și cred că e mult mai eficient să vezi tot ce e de văzut. De la Sagrada Familia până la Parguel, aproape 2 km. Aici, de exemplu, puteți observa cel mai îngust trotuar din lume, din Barcelona, hai să nu exagerăm. Dar Ciprian, fiind un adevărat profesionist, îl dovedește și pe ăsta. Taxi și din păcate la Parguel, unde trebuia să filmăm, nu poți să intri fiindcă tickets sold out. Poți să cumperi ticket pentru mâine, dar eu nu mai am timp, așa că am luat un taxi. Deja că veniți aici și vreți să mergeți la da, parc, faceți din avans online, fiindcă nu sunt tichete, bilete. Așa că luăm acum un taxi și mergem la World Trade Center, unde va fi evenimentul mâine. Vreau să filmez, să pozez un pic afară, să fac niște poze, să filmez. Poate mergem la centru istoric și după aceea mergem la plajă să prindem sunset-ul la plajă. Cred că pentru Barcelona cel mai bine e să-ți iei, să spui 2-3, maxim 2-3 obiective pe zi. Da, circul cu bus, cu taxi, nu știu. Taxi de la aeroport până în centru, pe mine m-a costat ieri 32 de euro. Dar suntem și rupți că am circulat deja 4 și cu 2-6 km pe jos și 2 din ei ieșat la deal.
venit aici la World Trade Center să încercăm să filmăm locația, adică sălile de la eveniment, dar nu e închis tot, nu avem acces. Mă rog, am filmat puțin clădirea și acum mergem în centru istoric puțin, după aceea pe plajă la Barceloneta, după aceea la hotel. Și we call it a day. Ăștia suntem, cu ăștia defilăm. Aici avem un vlogger obosit. Adevărul că e hectic, așa, e obositor, mulți oameni, cald. Hola! Acum mergem în centrul istoric, Barcelona. Hai că vă duc eu. El río fluye, nunca solo está. Suntem pe Rambla. Rambla asta leagă orașul de port. Portul, orașul istoric și orașul mai, partea mai nouă din oraș. Dar acum practic de aici tot urci pe Rambla. Rambla în traducere liberă este bulevard și în traducere neliberă este Rambla. Tot bulevard este. Iar acum vrem să mergem aici așa în dreapta, undeva este centrul istoric. Stăm la o terasă, mâncăm ceva. Bem o cervecita. Bem o cervecita și mergem la plajă. Nu știu dacă în filmarea mea despre Sagrada Familia am făcut o greșeală pe arhitectul ăsta, îl cheamă Antonio Gaudí, nu știu dacă nu cumva am zis Antonio. Lui nu-mi cer scuze pentru că el a murit, a fost lovit de un tramvai, Dar la 74 de ani. Nu a murit din cauza loviturii, a murit în spital pentru că era foarte prost îmbrăcat și arătat ca un cercetător și nu a fost tratat corespunzător cu cine era el de fapt și a fost tratat așa pe fușă reală și a murit. Este foarte, foarte aglomerată. Foarte aglomerată. Nu știu, și terasele sunt pline, tot e plin. Oameni și e luni. Am auzit de la alții că au fost și prădați pe aici, pe Rambla. Grijă la buzunare, la ochi în patru, streetwise. În curând mi se cam gata bateriile, fizic. Ne-am plimbat deja foarte mult. Și trebuie să stăm jos undeva, că ajunge zilei necazul ei. Așa că căutăm o plaza. Una mare, zice Cristina. Catalunia. Plaza de Catalunia. Și acolo încercăm să ne așuim undeva. A veces tranquilo. A veces rugiendo va, rugiendo va. Cuando la enojo aumenta. Soția este la al nouălea cerc, a găsit o salată excelentă cu brânză caramelizată, căpșuni. Eu sunt vegetariană, dar mănânc porcul. Cum? Eu sunt vegetariană, dar mănânc porcul. Combinația asta de nucă cu brânză de capră caramelizată și căpșuni. Uai!
nici nu știu unde suntem, în drum spre plajă. Nu prea reușești să faci foarte multe într-o zi. Bine, ne-am pornit și târziu, adevărul că am plecat la 11 din apartament, din hotel, din cauza că i-am aterizat la 12:30, am ajuns pe la 1, până am mai stat de vorbă până una, cred că ne-am culcat la 2. Am culcat târziu și atunci ne-am trezit târziu, ne-am trezit la 9:20, ceva de genul ăsta, plus că am mers 2 km pe jos, până la, nu, 4 km de fapt de la hotel. Am pierdut mult timp pe jos, de 6 km am mers doar pe jos și asta a fost greșeala, că puteam să luăm ori un bus, ori o bicicletă electrică, ori o mijloc de transport în comun și transport este berechet. De aia, dacă vreți să acoperiți mai mult decât am reușit noi să o facem, într-o zi, nu mergeți pe jos. Dacă aveți punctele cheie care vreți să le vizitați, make sure că mergeți ori cu taxi, ori cu transport în comun, ori cu ceva și atunci reușiți să... Taxi destul de scump este mai... Taxi e scump, da. Dar acum nu știm oamenii câți bani au, la acolo sunt concediu. Oricât bani ai, nu-ți vin bine să dai... Am plătit de sus de la parc Gruel, până la plajă, deci până la World Trade Center aproape, 17 euro, 6 km. ¿Y qué has pedido? Chicken tacos, taco de pollo. Bun? Da, adevărul că mâncarea e foarte bună aici. Este central, dar nu foarte central. Și pe străduți așa, taier de tapas. Argentina. Și ăștia au fost 9 euro. Da, salata mea 7,50 euro sau ceva de genul. Cum vă ziceam că noi e oraș mort, e super viu. Aici nu știu ce se întâmplă. Nebunie pe străzi în Barcelona. Toate străduțele astea au câte o formație din asta. Astăzi este o... Cum se holiday? Sărbătoare. Astăzi este o sărbătoare locală aici în Barcelona. Și pe străzi, nu știu dacă se aude în fundal, și ce ați văzut mai devreme, sunt mini-fieste din astea cu tobe, trompete, foarte drăguți. Dar ne-ai zis că noi mergem la plajă. Și noi mergem la plajă, e de aproape 6, dar am zis că mai avem vreo 2 ore de soare. Placia, cum spune acolo? Placia, Barceloneta. Știți cum e și în Malaga, Malagueta. Poate ceva diminutiv? Ne place mult Barcelona, chiar eu cel puțin sunt plăcut surprins. Și n-am fost furați. N-am fost furați, oamenii nestresați. Lăsăm imagine să vorbească, cred că cel mai bine. Da, și eu vlogul ăsta. Prețurile mi se par ok. Am mâncat acum la restaurant. Foarte, foarte ok. Foarte bună mâncarea. Și pur și simplu la nimeni reală ne-am pus. Nu era nici cel mai central, dar era în centru istoric. Și am plătit 28,70 euro. Tacos de pui, Cristina o salată, suc, bere, 28 de euro de persoană. Mi se pare ok.
ajuns și la plajă. Noi am crezut că venim noi doi, o să fie gol, luni. Este plină plaja și este ora 6, nu? Cât este 6 fără 10. 6 fără 10. Probabil că e și din cauza este zi liberă sau o sărbătoare locală, nu știu dacă este liber. Magazine erau deschise oricum, peste tot în centru, magazine erau deschise. Dar și ieri erau deschise. Ah, ok. Foarte drăguță plaja, foarte mare. Așa zicea Cristina, este un oraș așa foarte viu. Tânăr, cosmopolit. Bine, clar, e și că sunt turiști mulți, dar cred că este un loc ideal și pentru remote workers, pentru online workers. Mi se pare că e așa un mix, un vibe, cum zic românii, un vibe bun. Steagul este verde, deci trebuie să ne țintim și noi pe undeva. Hai acolo în zona umbrelelor. Vă dați seama, n-am stat la plajă în Tenerife, cred că de o lună și, dacă nu mai mult. Și am ajuns să stăm în Barcelona. Ah, ce viață! Astăzi am circulat mult ca să filmăm mult și nu neapărat că pentru vlog, am avut mai mult lucru pentru firmă. Am reușit să filmez anumite chestii, dar nu toate ce mi-am propus, fiindcă mai trebuia să filmez o piață, un market, doar că este închis astăzi, fiind sărbătoarea asta locală de care vă spuneam. Știu că mulți dintre voi sunteți ca mine, numai un pic ieșiți la soare și v-ați ars deja. Așa și eu, așa că nu, astăzi nu fac plajă. Nu mă filmează nici eu vadă tot. Pe naked. Drăguță și plaja asta. Bine, partea asta în care suntem noi, nu știu. Mai este încolo mai e. Uai, ce bună e berea ta. E bună? San Miguel. 3,90 € o bere aici la jumate, chiar pe plajă. Nu știu dacă e bine, dacă e rău. E acceptabil față de Bruxelles, 8 €. Chiar vorbeam cu Cristina, adică am vorbit cu un taximetrist, spunea că iarna aici, în mijlocul iernii, nu scade sub 5 grade, 5-6 grade. Ceea ce e ok. La ilusion. Merg în apă să văd cât e de rece, ca să vă spun. Acum nu o să vă pot spune gradele exacte, dar vă spun dacă se poate intra așa, se poate face baie. Sunt oameni în apă. Ia uitați. Hai să vedem. Cum e marea. E rece. Da, nu o să intru. Oceanul nostru din Tenerife e mult mai cald. Mi-am băgat picioarele, am văzut, mă întorc, plec. Știți ce vreau să fac? Vreau să se mai lase soarele și să merg acolo pe ponton, e un ponton, și să ridic drona. Gata, plecăm de la plajă.
Mergem la undeva la restaurant să mâncăm, de fapt mergem înainte la hotel, dar luăm un taxi. Da. Am filmat foarte mult astăzi pentru B-roll și we call it a day. Nu știu ce se întâmplă, dar ne simțim ca niște vedete. Încă mergem pe un culoar și în stânga și dreapta la culoar stau oameni să uită la noi. Nu numai la noi. Aici încă petrecerea nu s-a terminat. Cred că doar e o pauză. Drăguț totul. Mai venim, mai venim. Hai să trăiți, neața! În față la hotel, îmi aștept un coleg care a aterizat de vreo oră din aeroport. Mă ia pe mine cu taxi sau nu știu, poate mai avem o cafea. După aceea plecăm cu un taxi și plecăm la locație unde este evenimentul. Evenimentul ține până pe la 6, 5-6 și după aceea am liber. Dar cred că voi veni la hotel și mă voi odihni. A ajuns și colegul. Așa că îl aștept și vedem ce facem. N-am putut să prea filmez pe aici, că am lucrat non-stop, mai partea de networking și lunch, am mâncat și eu ceva. Ce îmi place mie să fac când filmez orice eveniment sau nuntă, este să iau laptopul cu mine și să uploadez, să copiez pe hard din când în când materialul care l-am. Îmi dă o stare de siguranță și dacă sunteți fotograf, videograf, vă sugerez tot timpul să aveți un laptop sau ceva cu voi și să vă uploadați, să vă transferați materialul pe un hard extern. Eu, de exemplu, îl urc și în Google Drive, better on the safe side. Nici nu știu cât e ceasul, mai avem cam 3 ore pe puțin. Apropo, am mâncat ieri la un vietnamez, foarte bun am mâncat, pui cu caramel și am plătit și puțină. Dar foarte multe n-am făcut astăzi, decât de dimineață am băgat aici ca amigo, Da. În rest, toate bune. Cristina a ajuns cu bine acasă, e deja în priză. Am înțeles că ce-am văzut pe net e furtună în Tenerife, să vedem cât durează și dacă ne afectează cumva pe sâmbătă când vrem să ieșim la grătar. Modelha de palpita, de palpita. Și de unul singur la plimbare. Cam un kilometru jumate de unde stau la hotel până la restaurantul ăsta chinezesc unde ieșim cu cei de la Huawei. Interesant că au ales un restaurant chinezesc, ei fiind mare parte toți asiatici. Ce am înțeles de la ei este că o să mâncăm autentic chinezesc. Deci de pe meniul ăla ascuns, nu ăla care primesc europenii în restaurant. Ne-a explicat cineva ieri în taxiu că aici o singură firmă are monopolul de transport în comun. De-aia toate taxiurile sunt galben cu negru, fiindcă sunt de la o singură firmă. În India. Nu știu spaniolă, dar aici în Barcelona mă confuzează și mai mult catalana asta lor. Multele nu le înțeleg ce scriu pe clădiri, pe anunțuri, pe afișe. Am văzut o reclamă care e și la noi în Tenerife, cred că e la Loto, și aia am înțeles și eu, fiindcă o știu din Tenerife și în spaniolă. Mi se pare catalana un pic aducea franceză, poate puțin portugheză, nu știu, poate spuneți voi în comentarii de unde vine catalana, ce influențe are, ce proveniență are. Chiar m-aș bucura să aflu niște comentarii. N-am reușit să vă filmez la restaurant, dar vreau să vă zic că am mâncat cea mai bună mâncare chinezească din viața mea. Și într-adevăr, nu că ofer meniurile ascunse, dar s-a servit mâncare ca în... Cred că ca în, să mănâncă în China, nu știu. Prețurile sunt un pic pe măsură, doar că am fost coșa de la Huawei și au plătit ei. Nu s-au uitat la preț și la nu știu ce. Și au comandat o chestie din asta cu mai multe dish-uri din care puteai să mănânci mai mult. Să probăm tot felul de chestii. La restaurant îi spune Chengdu. Căutați-l pe Google sau dacă chiar sunteți în Barcelona, vă pot da eu adresa. O porție de mâncare, dacă ți iei la porție, costă cel mai puțin, am văzut eu, vreo 17 euro. Restaurante Chengdu. Dacă nu ne mai auzim mâine, ne auzim altă dată. Vă pup. Noapte bună.